Pe lângă faptul că spectacolul va avea loc în casă nouă la Centrul Cultural Educativ și componența trupei va fi alta. Am schimbat în totalitate membrii trupei de teatru pentru spectacolul de astăzi. Ne-am axat elevii care s-au înscris de aproximativ 6 luni la noi. Anul trecut am jucat cu o altă componență, anul acesta jucăm cu altă componență. Un alt element de noutate al acestui spectacol este decorul, dar și scenetele care au fost reîmprospătate. Da, crezi mai mult în prostiile și bănuiele lui bărbatul decât în jurământul meu și gândesc că trebuie destul de bine să ne cunoști. Și pe mine, și pe dânsul. Dar foarte bine ai făcut să nu mă crezi, așa ești o femeie rea. Totdeauna am mințit. Majoritatea scenetelor sunt cam aceleași, dar am punctat și cu ceva noutăți. Am introdus năpasta, am introdus ceva mai mult dintr-o noapte furtunoasă, l-am adus și pe Chiriac, l-am adus și pe Jucunu, avem vizită, avem domnul Boie, deci cam tot ce mi-a lăsat ca moștenire ilustru dramaturg Caragiale. Spectacolul dedicat lui Caragiale va avea loc pe 30 ianuarie, începând cu ora 17, și este realizat cu sprijinul Centrului Cultural Mioveni, al Primăriei și Consiliului Local. Sper să iasă ceva frumos cum a fost și anul trecut, să încântăm publicul spectator. Și vreau să menționez că în sală, la spectacol, să avem părinți, prieteni ai copiilor care sunt implicați în spectacol, pentru că vremea nu ne permite să aducem elevii de la școală. Dar le promit că noi uităm și revenim și pentru ei cu un alt spectacol. Pe 5 februarie, o parte din acest spectacol va fi jucat și la penitenciarul Colibaș.